Scandal între sute de români și polițiștii din UK au răsturnat mașini de poliție după ce au vrut să ia un copil dintr-o familie. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat o tulburare a ordinii publice, în care erau implicați câțiva angajați a unei agenții și câțiva copii. Mai multe persoane au început să vină la fața locului și s-au luat decizia de a evacua lucrătorii, agenților și copiii într-un loc sigur. O mulțime a început să se adune și a fost solicitată prezența mai mulți ofițeri în zonă, unde se produceau unele focare de dezordine. Imagini fără precedent în cartierul Harrods din Leeds, Marea Britanie. Mașini de poliție răsturnate și zeci de polițiști care intervin încercând să calmeze spiritele. Potrivit unor surse, scandalul între români și autorități ar fi început după ce serviciile sociale ar fi încercat să ia un copil român din familia sa. Mai multe imagini care arată scandalul generalizat au fost postate pe rețelele de socializare. Potrivit martorilor, mai mulți români au reacționat violent după ce, din motive necunoscute încă, serviciile sociale din Leeds au încercat să intervină într-o familie și să ia un copil. Ceilalți români au reacționat dur și au răsturnat autospecialele de poliție, atacând polițiștii. Alte clipuri arată mulțimi de oameni alergând după polițiști și atacându-i. În acest moment nu se știe dacă se aflau ofițeri în vehicul în momentul în care acesta s-a răsturnat. Situația evoluează rapid, iar siguranța și locul în care se află polițiștii implicați rămân neclare. Poliția nu a făcut încă o declarație oficială cu privire la aceste incidente. Se așteaptă ca poliția să abordeze situația pe măsură ce mai multe informații devin disponibile. Relatează știrpesurse.ro. Mai jos vă lăsăm mesajul transmis de fratele Tiberiu Pop referitor la acest incident. Vă salut de aici, de la mine, din grădină. Fiți binecuvântați de Domnul și vreau să vă informez cu o știre de ultimă oră. Ieri seara, joi seara, la ora 5, serviciile sociale au mers să ridice copiii dintr-o familie de rom din Leeds, Anglia, rom de origine română, și aceștia n-au cedat. Serviciile sociale au chemat mai mulți oameni care să-i ajute, polițai, după care scandalul a ieșit puternic acolo în stradă, s-au implicat vecinii, au venit mai mulți oameni din cartier și totul a degenerat într-un conflict masiv între protestatari și poliție. Mașini de poliție arse, un autobuz ars, scandaluri, bătăi, deci a devenit un conflict foarte mare și vă arăt aici câteva materiale ca să le vedeți și voi. Orice se întâmplă, dragii mei, Biblia zice să nu răspundem răului cu rău și să căutăm să trăim în pace cu toți oamenii. Știu că nu este plăcut să vină să ți se ia copiii, știu că este o situație foarte dramatică, nu vreau să mă pun în locul celor cărora li s-a încercat luarea copiilor, nu știu motivele, nu știu situația. Însă noi, dacă vrem să lucrăm cu Dumnezeu, trebuie în toate lucrurile să folosim armele lui Dumnezeu. Nu este bine. Acum se va vorbi mult pe toate canalele de știri, se va afla și faptul că sunt de origine română și în Anglia trăim 1 milion de români. Ne rugăm Dumnezeu să restaureze pacea, Dumnezeu să binecuvânteze familia, Dumnezeu să oprească conflictele acestea, pentru că acestea se pot extinde imediat de la un oraș la altul și pot să devină violențe naționale, pentru că sunt oameni care sunt stimulați de violență. Dar noi trebuie să căutăm pacea, noi trebuie să căutăm liniștea. Fac un apel pe această cale, nu căutați să luați parte la lucrările celui rău. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.